Profesorul de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prins în flagrant în timp ce lua mită de la studenți, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Procurorul de caz cere măsura arestului după perchezițiile care au avut loc atât în biroul profesorului cât și la domiciliul acestuia. În timpul flagrantului de sâmbătă, cadrul didactic a fost prins în timp ce lua mită 450 de euro și 450 de lei de la mai mulți studenți pentru a-i promova la un examen restant. În acest moment se efectuează cercetări și față de alte persoane care sunt suspectate de dare de mită.